Avem doi trandafiri. Unul galben, acesta, și unul roșu. I-am scos din grădina mamei mele pentru că erau mult prea aglomerați. Dar, după cum se prezintă, nu îl pot pune în pământ atât de gros și cu tulpinile atât de mari. De ce? Pentru că coletul care a rămas, rădăcina, a fost tăiată și nu mai are putere să alimenteze întreaga structură. Așa că voi curăța rănile provocate la smulgerea rădăcinii din pământ, le voi netezi cu un cater pentru că din rănile rămase să rămână o suprafață netedă care să permită calusarea rapidă și formarea de noi rădăcini. Deci, după ce am făcut această operațiune, voi scurta acest butaș, căutăm și găsim doi muguri viabili dorminți. Apropiem camera. Și avem aici un mugure și celălalt mugure este acesta. Deci 1, 2. Și mai avem unul mai deasupra, 3. Și vom tăia deasupra acestui, celui de-al treilea mugure, la o distanță de 2 cm. Este dur, materialul este lemnificat și foarte cald, taie cu greu. Dar am reușit. Bun. În partea cealaltă voi căuta și aici. Are un prim mugure la inserție, al doilea, al treilea. Voi tăia deasupra celui de al treilea, tot la fel, la 2 cm. Bun. În felul acesta a rămas acum trandafirul nostru și va fi pus în groapa de plantare. Groapa de plantare pe care deja am pregătit-o, îl fixăm și îl acoperim cu pământ. După care vom uda din abundență. Pentru că pământul este relativ umed, este suficient o cantitate de 5 litri de apă. L-am așezat în poziția dorită, acum urmează udarea. În cazul celor de al doilea trandafir, avem două ramificații ale rădăcinii, rădăcine pe care încerc cu fierăstrău să o împart în două. Am reușit separarea
corectă, cu fierăstrău, având o muche netedă, care va calusa ușor și va forma noi rădăcini. Pasonăm toate rădăcinile rămase. Îndepărtând astfel zonele afectate, rămâne o suprafață netedă. Așa. Și pe acesta voi tăia la 3 nuduri. Și aici. Bun. Așa arată noul butaș pe care acum îl punem în groapa de plantare. La fiecare butaș administrăm câte 5 litri de apă. Din toaletarea trandafirilor pe care i-ați văzut că i-am recoltat de la mama, de în curte, au rezultat și mulți butași pe care nu mă îndur să-i arunc și îi pun la înrădăcinat în această jardinieră. Îi înghesui pe toți aici pentru că important este ca ei să formeze rădăcini, iar în primăvară, când acestea se vor fi format, îi voi muta în recipiente separate sau direct în grădină. Așa că îi înfig pe toți în acest pământ. Pământ simplu, pământ de grădină, iar jardiniera o voi duce în casă, pentru că în curând temperaturile nocturne vor fi negative și procesul de înrădăcinare va fi stopat. Am terminat de plantat, să le spunem, acum îi voi uda și voi muta în casă. Am terminat de pregătit butașii, i-am udat bine, iar acum i-am băgat în casă alături de celelalte flori. Flori pe care le vedeți în dreptul ușii și vedeți cât de bine se simt ele, pentru că sunt verzi, mușcatele au înflorit din nou, stau aici foarte bine, au lumină și temperatură constantă. Soarele de după amiază le luminează prin intermediul ușii, iar temperatura, chiar dacă nu este căldură, nu scade sub 10-12 grade. Aici vor rămâne până la primăvară, când le vom scoate din nou în balcon. Am terminat de amenajat mini grădinița de la intrarea dinspre bucătărie. Haideți să vedem ce a ieșit la final. Avem crin sălbatic, ghiocei, crizantemă, iar pe partea cealaltă flori de piatră. Am montat și o bordură din cărămidă, trandafirii pe care i-am pus împreună, crizantemele, partea cealaltă o floare frumoasă la care îi nume nu-l cunosc. Aici avem un capăt de buștean pe care l-am transformat în scaun și două dale din beton turnat drept suport pentru picioare.
aceasta este lucrarea pe care astăzi am finalizat-o. Eu consider că este o lucrare frumoasă care va aduce un plus de frumusețe, de verdeață, de flori înflorite în sezonul următor.